Tragedie chiar în Spitalul Județean Arad. Unul dintre cei mai buni cardiologi a murit în mod neașteptat din cauza unui infarct. Medicul se afla în timpul serviciului de gardă când i s-a făcut rău și s-a prăbușit fără suflare. A avut, iată, grijă toată viața de cei cu probleme cardiace, însă tocmai pe a ei nu a reușit nimeni să o salveze. Și stăm de vorbă despre acest caz cutremurător cu cardiologul Mircea Cinteză, de altfel fost ministru al Sănătății. Bună ziua, domnule Cinteză! Foarte tânără, să zicem, doamna... că e bună ziua, da, dar nu e bună. Nu este bună. Foarte tânără, doamna doctor, 44 de ani. Ce s-a întâmplat acolo? Știți cumva, domnule Cinteză? Nu am amănunte. Nu știu decât puțin din ceea ce s-a spus în mass media. Știu doar care este teoria. Și teoria este că există reguli europene care interzic să se lucreze peste un anumit număr de ore pe zi. Și regulile românești le încalcă la mare distanță, pentru că nu sunt medici. Și una din problemele cele mai grave în toate centrele județene este pe cine punem de gardă, pentru că nu sunt medici. Și atunci medicii fac mai multe gărzi. E adevărat că aceste gărzi sunt plătite, dar nu e vorba de banii veniți în plus, cât de rezistența organismului la stres și supra-solicitare. Ori este foarte bine cunoscut că infarctul poate să fie generat de stres. Ca să dau un exemplu pentru înțelesul oamenilor, când vine un cutremur, sunt zeci de decese care vin de infarct provocat de teama că vine cutremurul și nu de lovitura directă a unei cărămizi care cade. Deci, infarctul poate fi provocat de stres, poate fi provocat de supra-solicitare și niciunul dintre noi nu știm care este limita noastră de rezistență. Iar vizită, probabil, o vizită pe an, măcar o dată, nu? O vizită pe an, măcar o dată, un control ar fi indicat. Vizita este, aș zice, insuficientă, pentru că poate să facă infarct și un om relativ sănătos. Este evident că până la 40 de ani trebuie făcut o vizită la 2 ani și peste 40 de ani o vizită la 1 an și peste 60 de ani probabil că o vizită la 2 ani dacă te simți sănătos. Și mult mai des dacă știi că ai o boală care trebuie controlată. Mulțumim foarte mult. Asta este al doilea lucru. Dar supra-solicitarea, dacă este în fața calculatorului, tot supra-solicitare este. Dar dacă este în gardă, în care trebuie să fii atent concomitent la 5 oameni care sunt pe cale să se prăpădească, stresul este evident mai mare și pericolul de a face un infarct este de asemenea mai mare. Mulțumim foarte mult, domnule ministru.